Așa au găsit olandezii în 1989 lagărul de copii unde am fost și eu. Murisere deja într-un an mai mult de jumătate din ei. Din castroanele astea am mâncat și eu. Erau 400 de castroane pe care nu le spăla nimeni niciodată. Le aruncau într-o vană, apoi la masa următoare le dădeau din nou. În fiecare zi primeai cartofi tăiați în patru, cu tot cu coajă și fierți, ce se vede prin apă erau bucățile de coș și era tulbure, că nici măcar nu-i spălau. Găseai pământ în fundul castronului. Copiii mai mari sfurau furau cartofi și tu mai rămâneai doar cu apa. Așa mureau mulți pur și simplu de foame. Furam coș de cartofi de la porcii din curte, așa cu pământ pe ele, ca să ne stâmpărăm foamea. Porcii primeau resturile alimentare de la cantinele din oraș dar noi nu aveam dreptul și nici voie să mâncăm nici măcar resturi. Noi nu eram bun de tăiat ca să ne ia acasă directorul și restul angajaților. Din 400 de copii, după 2 ani mai rămăseserăm 173. Nu exista medic, nu te trata nimeni, nu exista căldură. Dormeai la minus nu știu câte grade și prin geamul ăla cu gratii, dar fără sticlă, ninja pe tine. Priviți cum arăta masa, am pus ghirimele. Priviți cum arătau castroanele, iar am pus ghilimele. Voi nici la câini n-ați da mâncare din așa ceva. Să știți să le spuneți copiilor voștri când zic că nu vor mâncare, că nu le plac plăjiturile sau ciorba, că au fost copii care ar fi mâncat coș de cartofi din gunoi, cu pământ pe ele, dar n-aveau și mureau de foame. Mâncam frunze, mâncam iarbă, orice se putea înghiți, că altfel înnebuneai de foame apă, beam când ploa. Stăteam la streașină și ne ploua în gură. Ce noroc! Toți aveam bube la gură de la deshidratare. Noroc cu apa aia din pământ, cu pământ în care fierbeau cartofii, cobeam de sete pe toată, cu tot cu pământul de pe fundul castronului. Toată curtea și clădirea miroseau a urină. Nu existau băi, că ne fi în căldură, înghețaseră și crăpaseră, așa că apa era anulată. Cine venea acolo să vadă, rămânea marcat pe viață. Nu mai erai om. Asta spune un om care a scăpat cu viață dintr-un astfel de teritoriu al nimănui, dintr-o astfel de colonie penitenciară. Și o să mai citesc. O să mai citesc până ne băgăm în cap câte ceva. Ciprian Mihali. Venirea extremiștilor la putere în România ar putea să însemne nu doar instaurarea violenței de limbaj și de acțiune în spațiu public, nu doar transformarea urii și răzbunării în instrumente politice la îndemâna oricărui pite Ce mai înseamnă și asta? Au violat niște membri aur, o adolescentă, după ce s-au îmbătat? Care e problema? Ea trebuie să fi fost de vină că o fi atâțat cu ținuta ei indecentă. Și au torturat până la moarte doi simpatizanți aur din care copilul. Care problema? Doar toți le mai trage în câte o palmă copiilor. nu e așa? A mințit George Simion în legătură cu vizita la papă. Care problema? Doar toți mai mințim uneori. Minte și oșoacă mai mult decât respiră. Nu. Oricum, toți politicienii mint. Ascensiunea extremismului, scrie Mihali. Este nu doar un uriaș pericol pentru România ca stat, ci și o amenințare directă asupra relațiilor celor mai simple dintre oameni. De acum nu se mai face nicio deosebire între seducție și viol, între iubire și crimă, între minciună și adevăr. Mai citim. Ciprian Ciucu, din București, primarul. Au ciopârțit brazii albi, plantați de circa șase sau șapte ani. Le-au tăiat vârfurile la vreo opt dintre ei. Firma de pază a suportat cheltuiala și a replantat. Apoi aseară, în jurul orei 22.30, tot acolo în parcul Vladimirescu, un să-i spunem cetățean, a apărut cu un topor ca să taie și brazii noi, nou plantați. Agentul de pază a alergat după el, n-a reușit să-l prindă. A anunțat poliția locală și intervenția de la firmă. Apoi, la circa 45 de minute după agenții de intervenție, pentru că paza a fost dublată cu agenți de intervenție, au mai fost surprinși doi bărbați care încercau să taie brazi nou plantați. Da. Uh, am citit. Am citit uh, nu numai texte ca să vezi să vorbim despre ne oameni. Știi că noi întotdeauna avem sentimentul ăsta mai ales de sărbători, cum că de Crăciun fi mai bun ta-na-na-na. Eu m-am săturat de chestiile astea. Eu m-am săturat să ne tot ipocrizim. Iaca, am inventat un verb nou, da? Așa numai de cosfială, de aia identitară, cum că lasă, dragă, că există oameni buni peste tot. Sigur că există, dar nu îi adau, nu îi adau cum să zic eu, societății. Știi? Și m-am gândit la textul ăla pe care l-a scris Dinulescu, un om care a scăpat de acolo, din lagărul ăla, de copii abandonați, de pe timpul lui Ceaușescu, Alea care au făcut pur și simplu să, se, să tremure carnea, imaginea care au făcut să tremure carnea pe, pe, pe oamenii normali, inclusiv de la noi din țară. După aia l-a luat pe Mihali să citesc, pentru că am văzut că o grămadă sunt tentați să creadă că răcorirea asta extremistă e o soluție. După aia l-a luat pe Ciucu, primar de București, acolo, într-un sector, care vorbește despre ăștia pravoslavnici ăștia care după ce taie bradu, eu sunt convins că merg la biserică. Merg și stau acolo și-și fac cruce și vorbesc cu Dumnezeu despre multe chestii de-astea, esențiale din, din viața lor, din semi-viața lor. M-am uitat și pe comentarii, cât pot și fac o paranteză. Nu prea pot. Eu o săptămână nebună că trebuie să filmăm ca nebunii ca să fim și noi liberi, ăștia din televiziune, între Crăciun și Revelion. Și atunci faci, tot felul de conserve, adică emisiuni înregistrate, da, la care lumea să se uite așa cumva mai detașată, mai fără politică, mai fără chestii de astea. Știi? Și atunci de aia nu răspund la mesaje decât la un stop, la un semafor sau când ajung la studio înainte, în timp ce ăla îmi pune, colegul îmi pune mărțișoarele de zic eu, toate lavalierele și toate căștile în și toate prostiile astea. Da? Atunci răspund la mesaje. Dar m-am uitat pe mesaje, atâta cât am putut. Băi, și am văzut că au rămas câțiva cumva așa înțepeniți, ca într-un glot de la înghețat în secolul 20. Încă ei mai cred că Ceaușescu a fost un tip care a construit totuși, dar a fost mințit. Bă, băieți, Toată lumea construia în timp ce construiam noi prost. Da? Să știți că dacă mergeți în, în, în da, vedeți aceleași blocuri cenușii ca la noi. Dar nu erau atât de prost făcute. Lumea a evoluat. Noi am rămas cumva înțepeniți în visul ăsta de, libertate cu derapaș controlat, îi spun eu. Adică vin aia care spun, dom'le, păi și dacă țineai gura pe timpul lui Ceaușescu, puteai trăi, dacă țineai gura. Da, capul percat, sabia nu-l taie, gura bate curul, da, această inteligență extraordinară, inteligența emoțională a unor poporeni da? sunt aia care încă mai spun despre hidrocentrale, termocentrale dar dacă Fiuto ar fi murit acolo, la canal, că șela este privit ca o mare realizare mai spuneai chestia asta? puteai să alegi între canalul Dunăre Mare Neagră și crucea lui Fiuto da? a de pe mormântul lui Fiuto. Adică, eu întrebările astea le pun uneori mi se pare și mie că sunt cam cinic, dar altă soluție nu este. Pentru că, știi, Umberto Eco a spus o vorbă mare. Bă, de când s-a inventat chestia asta cu Facebook, cu toate nebunirile astea, proștii au primit o tribună. Și culmea, fac concurență celor care pot să evalueze corect realitatea. Pot să ducă, să dea rostul societății. Înțelegi? Și dintr-o dată vezi că între rost și vibe deja este o, o concurență. vibe pe care îl dau ăștia cu școala vieții, ăștia care acum sunt nemulțumiți pentru că nu au intrat în andropauză, săraci și iau impresia că de era mai bine pe timpul lui Ceaușescu. Dar ei nu-și dau seama că era mai bine pe timpul lui Ceaușescu pentru ei pentru că nu erau în andropauză. Da, ca să le spunem toate. Da, lor, lor le plăcea 23 august. Pentru că n-aveau nimic și dintr-o dată primeau mici. Le plăcea, uh, nu Crăciunul, că nu se numea Crăciunul atunci, că lucrai de Crăciun. Și n-ai voie să vorbești despre Crăciun. Nu era pomul de Crăciun, era pomul, pomul de iarnă. Da? Era moș gerilă, nu era uh, moș Crăciun. Dar ei se bucurau că au primit două portocale de la sindicat și le trai de cap. Mă, le, le duc acasă la copii, mă. nu contează că nu aveau guzi, erau acre ca dracu. Da? Și țineau, țineau cojile de la portocale. Da? Aveam, de exemplu, cunoscuți care mâncau albul ăla, porcăria de, de, pe, de pe coaja portocalei. Și după aia făceai cu portocal așa ca să iasă, să iasă uh, lichidul ăla așa prin pori, ca să miroase a portocale în casă. Și după aia le puneai pe sobă, dacă aveai sobă, ca să mi mai miroase odată a portocalei acasă. Și când se gătau portocalele, poate aveai un măr de la bunăta sau ceva și cojeai mărul ca să mânci fără coajă și cojile le puneai pe, pe sobă ca să miroase frumos în casă. Pentru că totul era un fel de plantă aromatică. Da? Tot comunismul ăsta. Ăsta a fost. Și încă ăștia mai, mai suspină după el. Și atunci am zis, hai mă să citesc, hai să arăt poza asta cu, cu blidele alea de metal îngrozitoare, cu, cu lătura aia cenușie pe care o dădeau copiilor. Din 400 de copii, în 2 ani de zile au mai rămas 173. Păi, ați copii care ar fi putut face ceva, ar fi putut avea o viață. Da. Despre asta nu vorbesc nostalgici, asta lupește prejit. Ăștia care cumva au ajuns, mulți dintre ei angajați la stat în tot felul de dări, în care trebuia să zică, să salute șeful, să, să pupe ghiulul și dintr-o dată își dau seama că non-libertatea lor de atunci trebuie să răzbune acum. Și cumva se răzbune culmea celebrând non-libertatea lor de atunci. Adică o, niște idioțenii de astea incredibile care se petrec în căpățâna lor, da? pur și simplu scurcircuitează ceva aici, pe la, prin părțile esențiale ale creierului. Și trebuie spus tata asta, trebuie citit, trebuie spus în fiecare zi ăstora adevărul în față. Pentru că altfel își vor învăța copiii tot felul de prostii. Și atunci măcar copiii să aibă mă, o alternativă. Da, tată, te-am auzit, ce bine era pe timpul lui Ceaușescu. s o dat Ceaușescu apartamentul ăla, în care înghețai de frig, nu contează, dar era apartament. Ai venit de la glodul ăla de la țară și te-ai băgat la etajul 6. Da, uai, dintr-o dată, mare realizare, domne beau apă din, părit, din, păretie și mă piș în casă. Asta a fost anii 60, anii 70, aia, cu industrializarea tâmpită, în care nici dracu nu vindea nimic, dar se producea prost și mult, ok, și lăsa pe stoc. Și erau foarte, foarte, nu uh, știu uh, uh, mulțumiți semi ăștia. Doamne, hai de că beau apă din părăchie. Asta era. Trebuie spus, bă. de am citit. Nu-i ca răzbunare, păi ca un fel de vindecare. Ar fi trebuit să încep, uh, bine, mă ar regăsi prieteni. Nu. Nu ne-am regăsit.